iată că alături de noi, în platou, este cea mai bună prietenă a Cristianei. Da. Ce zici, Cristiana? Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Mă bucur că au interacționat foarte bine amândoi. Foarte frumos. Te simțeai vinovat cumva, Marian? Credeai că ai făcut ceva greșit? Nu, deloc. Doamne ferește! Nu? Tot ai repetat că o iubești pe Cristiana. Așa a făcut, nu? La întâlnire. O aduceam în discuție. O am pe Cristiana, nu vreau să cunosc pe nimeni. Și asta și trebuie. Da, oarecum nu ți-a lăsat așa impresia că vrea el să sublinieze că are pe cineva? Nu, nu. Nu? Pur și simplu, nu. O iubește. Ce poți să-i spui? O iubește, o iubește și... Adică tu știai deja, și Cristiana, dacă va ieși la întâlnire cu băieții, va reacționa la fel. Normal, trebuie să discutăm, doar nu să stăm așa, să nu... Pe asta zic, da, aduci în discuție continuu, așa... Dar nu l-am adus în discuție continuu. Dar eu am pe cineva, să știi. Adică, ca și cum ai vrea să te asiguri tu pe tine că tu ai pe cineva. Nu a adus-o în discuție continuu, dar a fost foarte rezervat, așa, și mi-a dat de înțeles că... Da, până acum, noi am văzut două materiale. Întâlnirea dintre Teodor și tine, iepuraș, și Marian cu tine, iepuraș. Și amândoi, fetelor, dacă ați observat, au spus același lucru. Dănuț, e potrivită pentru tine. E stilul lui Carmen, așa, e potrivită, exact, așa, pentru tine, pentru tine. Ce zici, Dănuț? De părerea băieților? Da. Băieții știau foarte bine în momentul de față ce tipologie de fată îmi place mie foarte mult. Tipologie care se găsește aici în casă acum. Și ca atare, probabil, tipologia asta se asemăna cu iepuraș. Dar nici 1000 de iepuraș nu face Carmen. Dar nici 1000 de iepuraș nu face Carmen. Am spus, Carmen e Carmen și va fi prioritar în inima mea și atât. Hei, să vedem dacă o să zice așa și când o să vină o copie de-a lui Zeus. E singurul nume, doamna nu mea, care nu se termină cu A. Nu, da! Singurul, nu mai există alt nume care nu se termină cu A? În afară de Carmen? Păi spuneți în numele voastră, dacă știți. Stai că mă gândesc acum și zic. Suflați-mi în numele. Da, Alice, Beatrice. Astea românești. Românești. Și ce? Alice nu mai merge? Ei, ce facem? Împrumutăm? Lasă, dragă, că am împrumutat noi la cuvinte din altă parte. Un măcar... nume, dar dăm împrumutat, nu s-o supăra nimeni. Măcar numele să ni le păstrăm. Originale. Da. Da, Carmen. Este un nume foarte frumos. Dar cum a decurs întâlnirea ta, Dănuț, cu iepuraș? Păi să vedem materialul, că nu mai mi-aduc aminte. Eram prea îndrăgostit de Carmen ca să mai mi-aduc aminte. Vai, cât de frumos! Așa o să ții de acum încolo, o să-i fac și declarații de dragoste din minut în minut? Nu, sau trebuie, de nu trebuie să-i fac declarații, o să simt ea fără să-i fac. Așa aici este. Dragostea se simte, nu se spune. Așa este, Carmen, dar cum e, Dănuț? Este schimbat după această împăcare? Da, este schimbat în bine. Și crezi că o să o țin așa sau o să mai aibă mici scăpări? Eu cred că o să fie bine. Dar este exact așa cum ți-ai dorit tu să fie? Da. Eu mă bucur să aud asta. Dragi telespectatori, după o scurtă pauză de publicitate,